Toată slava este a Lui, slăvit să fie numele Său. Noi ne-am adunat ca să-L slăvim, să-L onorăm pe Domnul, să-L cinstim pe El, dar în același timp să ne facem mai buni, să ne apropiem de El. Mă gândeam aici, printre altele, spune Biblia că Domnul nu disprețuiește începutul lucrurilor slabe, modeste, cum a început biserica și unde a ajuns. Printre altele spune aici ca oștirea cerurilor care nu se poate număra și ca nisipul mării care nu se poate măsura. Nu vreau să nu știți o taină, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit. De aceea vă spun că împărăția cerurilor va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite la vremea potrivită. Și acest neam este biserica Lui. Să nu uităm însă că este un preludiu. Ce-a fost cu Israelul este cu biserica, e o luptă foarte mare. Și Domnul dorește să rămânem până la capăt. Cine va rămâne până la sfârșit, spune Biblia, va fi mântuit. Aici în Matei, în textul care a fost citit printre altele, eu îți spun, tu ești Petru. Și în grecește, aici la demisolul paginii, spune, tu ești Petros, în grecește. Petru, Petros. Și pe această piatră, care înseamnă Petra, voi zidi biserica mea, nu pe Petru. Nu pe Petru se zidește biserica, nu pe un om. Biserica se zidește pe Iisus Hristos. Piatra, care a fost desprinsă dintr-un munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a umplut tot pământul, a nimicit toate celelalte împărății, este Domnul Iisus Hristos. Dar care e mărturia? Care este piatra aceasta? Tu ești Petra și pe această piatră. Piatra aceasta este mărturia lui Petru, descoperirea pe care el a avut-o. Fără o descoperire personală nu poți intra în familia celui preanalt, în familia Domnului. De la Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală, pun mâna pe împărăție. Cei ce dau năvală. Și aici spune, printre altele, Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Asta e piatra pe care se zidește biserica. Înțelegerea pe care trebuie să o aibă orice mântuit în momentul în care a venit la Domnul. Să creadă că, într-adevăr, Domnul este Mântuitorul, Dumnezeul, Stăpânul. De aceea dorim să binecuvinteze Domnul în continuare poporul Său. Amin. Nu știm când se va împlini numărul mântuiților, dar un lucru trebuie să-l facem, să dăm năvală. Să nu uităm, spune în cartea lui Osea, printre altele, interesant un lucru, veniți să ne întoarcem la Domnul, că Cel ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, 2000 de ani s-au dus. Iar în a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Noi am intrat în a treia zi, 22 de ani s-au dus. Nu știm cât va mai fi. Oricum, ce știm este că noi trăim zilele din urmă. Cum spunea Domnul, spuneți vulpii acesteia că voi lucra și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Noi am intrat deja în a treia zi. Evenimentele sunt nefaste. Apropo de evenimente, auziți numai ce spune aici în Luca, printre altele, în capitolul 21, spune printre altele așa, vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Ce ne așteaptă, ce evenimente nefaste vin spre noi, toate consemnate în Biblie. Dar acum ce trebuie să facem noi, să intrăm în panică? Nici pe departe. Auziți numai ce frumos că a răspuns la cuvântul Domnului. Spune aici în Psalmul 46, printre altele foarte frumos. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.
De aceea spune, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, noi nu ne temem, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții. Noi nu ne temem. Dar de ce nu ne temem? Auziți de ce? Pentru că Domnul oștirilor este cu noi și pentru că Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Are Domnul rezolvări păstrate în orice împrejurare pentru ai Lui? Poate fi Dumnezeu luat prin surprindere vreodată, pe neașteptate, de anumite evenimente? Nu există așa ceva. Dumnezeu controlează toate evenimentele. Totul este în mâna Lui. De aceea, Doamne, Domnul spunea, noi suntem în mâna Lui și împreună cu Domnul Iisus suntem în mâna Celui Preanalt. El este cel mai mare, din mâna Lui nu ne poate smulge nimeni. Îl rugăm, Doamne, ajută-ne însă să rămânem în mâna Ta. Nu cumva să încerc să fac eu anumite mișcări, să ies de sub această protecție divină, că atunci, sigur, voi fi un om pierdut. Dorim, Doamne, noi și familiile noastre, ajută-ne să rămânem lângă Tine. Auziți, ca răspuns la aceste lucruri, ce frumos, avem un Dumnezeu mare. Apocalipsa, capitolul 1, spune aici, printre altele, în felul următor: când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu le țin. Ce înseamnă asta? Frați și surori, noi avem un Mântuitor, nu imaginar, un Dumnezeu real. El promite că este cu noi. Vedeți, noi impropriu spunem, Doamne, vino cu noi, vino între noi. El este cu noi. Dacă cineva va păzi cuvântul meu, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. El este cu noi. Dar acest Mântuitor este un Mântuitor viu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că cei care aparțin, ei sunt vii. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, din plin. Doamne, dă-ne viață din plin. Și asta nu putem fără Duhului, fără cuvântului, fără prezența Lui. Apoi un al doilea lucru aici. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Noi avem un Mântuitor viu, dar avem și un Mântuitor biruitor. De aceea până în 2022 o rămas biserica în picioare, împărății, sisteme care s-au dus, dar biserica au rămas și va rămâne până când va veni Domnul să o ducă la El. Să nu uităm, pentru că stăpânul este biruitor. Domnul a fost stăpân pe cruce și acolo a fost stăpân și a fost stăpân și când s-a născut în iesle și El este stăpân la dreapta Celui Preanalt. Știți ce promite Domnul? Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar aș vrea să spun, și cei care aparțin sunt biruitori. Poporul lui este biruitor. Biserica lui este biruitoare. Nu va intra niciodată sub stăpânirea unui alt popor. De aceea rugăm, Doamne, dă-ne biruință. Trântiți jos, dar nu omorâți. Nu omorâți. Poporul lui Dumnezeu are biruință. Și în ultimă instanță, noi avem și un Mântuitor viu, biruitor, dar și un Mântuitor stăpân. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Altceva nici nu vrem, Doamne, decât să știm că Tu ești stăpânul nostru. E stăpânul familiilor noastre. Plec de aici, mă încredințez în mâna Domnului și orice s-ar întâmpla știu că Tu ești la cârmă, că Tu ești stăpânul meu. Rugăm în continuare, Doamne, rămâi la cârma poporului Tău. Dă biruință bisericii Tale și ajută-ne până la sfârșit să rămânem încrezători în Tine și în promisiunile Tale. Nu știam că în seara aceasta ajung aici. Am venit la Suceava pentru că fata cea mai tânără a născut, cea de-a șaptea, o draslă, o fetiță, și ginerile mi-au provocat și au spus, uite, hai să mergem acolo, că-s frații, se adună. Și când am auzit, m-am bucurat că n-am fost pe aici, în zona aceasta, și m-am bucurat să vin. Mă bucur că văd un număr așa de frumos aici la dumneavoastră, din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur pentru frații lucrători cu care mă întâlnesc. Și salutul nostru de la Betel din Arad este din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7.
Spune acolo, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și dorim, Doamne, răsplata vrem să fie deplină din partea Domnului oștirilor în ziua aceea. Amin. Amin.